discutăm în cele ce urmează cu doamna Daniela Tonci, președinta Consiliului Național al Dizabilităților din România, aflată în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Vedem aceste anunțuri care vin într-un fel sau altul de la Ministerul Muncii, astfel încât să îi liniștească pe pensionari, în speță și pe dumneavoastră. Întrebarea este dacă lucrurile acum pentru noastră sunt mai clare și dacă vă mulțumesc toate aceste declarații făcute de Ministrul Muncii. Da, am urmărit și noi cu atenție conferința de presă de ieri și vreau să spun că discursul doamnei ministru, caracterizat printr-un ton vehement și acuzații de dezinformare, reflectă o abordare defensivă și neconstructivă în fața unor probleme reale semnalate de noi. Este o contradicție evidentă între afirmațiile domniei sale și realitatea experimentată de noi. Am prezentat deciziile pensiilor care au fost diminuate. Unde este înțelegerea impactului noilor reglementări asupra celor mai vulnerabile categorii sociale? Ministrul pare să aleagă confruntarea, ceea ce ne agravează sentimentul de neîncredere și frustrare. Ne dorim ca guvernul să ofere clarificări și soluții concrete, să ne asigure protecția efectivă a drepturilor, în loc să nege fapte evidente. Noi vom continua organizarea protestului din data de 16 septembrie și sperăm ca întreaga comunitate să ni se alăture, pentru că riscăm ca în orice moment să fim prejudiciați de drepturile noastre câștigate. Doamna Daniela Tonci, știm că în paralel, săptămâna trecută a avut loc și o întâlnire între dumneavoastră și premierul Marcel Ciolacu și înțelegem că s-a ajuns la un punct de vedere comun. Domnul premier, e adevărat, a propus înființarea unui grup de lucru. Acest grup de lucru s-a înființat. Eu am refuzat participarea pentru că refuz elaborarea unei legi distincte, așa cum a propus domnia sa. Eu propun modificarea legii 360 și voi înainta chiar astăzi propuneri pentru modificarea legii 360, nici de cum elaborarea unei legi distincte, care poate fi anulată în orice moment. Vedem în continuare că sunt aproximativ 200.000 de pensionari care vor rămâne cu pensiile înghețate începând cu ianuarie 2025, atunci când știm că în general pensia este ajustată cu indexată cu rata inflației. Dumneavoastră vă încadrați la această categorie a pensionarilor cu pensiile înghețate? Eu personal nu fac parte din această categorie și nu discut despre mine personal. Eu discut despre persoanele cu handicap care au lucrat în condiții de handicap și care au îndeplinit stadiul contributiv prevăzut de lege. Oameni care efectiv au contribuit la sistemul public de pensii, iar acum acest drept câștigat este anulat prin nerecunoașterea stagiului redus de contributivitate. Și există calcule făcute, cumva, nu știu, sau estimări referitoare la câți ani aceste pensii ar putea fi înghețate, pentru că probabil ține și de rata inflației și tocmai de aceea întreb dacă sunt estimări. Din estimările noastre și din calculele făcute cu experții noștri, pentru că și noi suntem înconjurați de experți din domeniul economic, juridic și așa mai departe, pensiile acestor persoane vor fi înghețate între 10 și 15 ani, iar procentele cu care au fost diminuate pensiile recalculate sunt între 40 și 80%. Bun. Spuneați dumneavoastră că pe 16 septembrie veți avea acel protest în fața aparatului Victoria, cel mai probabil, însă vă rog să ne spuneți ce alte demersuri ați mai făcut. Am înaintat, chiar ieri am înaintat o adresă avocatului poporului. Ne-am adresat de asemenea reprezentanței Comisiei Europene la București și Băncii Mondiale. Și vă așteptați și la rezultate, să spun, imediate sau, mă rog,
cât de cât în Noi ne apropierea dorim acestor plângeri. asta, ne dorim asta, sperăm să fim invitați cât mai curând la discuții și să clarificăm situația și să găsim soluții. Bun. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră în jurnal.